să prezint pe scurt două cărți. Prima este cartea domnului Octavian Anastasescu, Lângă Valeriu Caprin cu Sfântul Închisorii. Pentru că sunt obosit și gândurile curg așa în vin, în vraiște, o să vă cer îngăduința de a citi un scurt fragment din textul pe care l-am scris despre domnul Octavian Anastasescu în cartea mea Sfinții de Lângă Noi. Octavian este omul care îți vorbește fără enfază, necum grandiloven, despre ajutorul pe care ți-l poate dărui Maica Domnului, cu condiția să-i ceri. Ea l-a smuls din ghearele morții de mai multe ori. În timpul detenției, Octav a suferit de cangrenă, dizenterie, malarie, tuberculoză. Maica Domnului l-a salvat dintre labele lui Stănciugel, brigadierul șef de la canal, care îl împinsese în flăcările cuptorului de cărămiți pe comandorul Atanasiu. Octav iritase vigilența torționarilor comuniști care nu puteau concepe ca el să refuze cu orice preț până la capăt reeducarea. Maica Domnului l-a salvat de malaxorul reeducării inițiat la Târgu Ogna de ciracii lui Eugen Țurcanu, Nuti Pătrășcanu și Farmagiu. Nu e prin urmare de mirare că Octav o consideră pe născătoarea de Dumnezeu Everestul credinței sale, un vârf de neegalat. În spitalul pentru tuberculoși de la Târgu Ogna l-a cunoscut pe Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorii. Pentru el a fost cea mai semnificativă întâlnire din întreaga sa bogată existență. Când s-a întâlnit, Valeriu aproape că nu mai era un om din carne și din oas. Era dragoste întrupată. Când te privea, domnule, simțeai că dă o năvală de dragoste din toate părțile lumii în tine, de peste tot. Din dreapta, din stânga, de sus, de jos, de peste tot. Valeriu îl învață cum să rostească rugăciunea lui Iisus și pentru că Octavian îi se plângea că nu o poate spune continuu, neîncetat, îi face o profeție. Va veni o clipă în viața ta când inima îți va cânta singură, fără să-i poruncești rugăciunea și tu o vei auzi. Ceea ce s-a și întâmplat în 1951 în timpul unei anchete care a avut loc într-un garaj. Ancheta a durat câteva ore. Inima lui Octav a început să cânte de la sine rugăciunea lui Iisus. S-a simțit înconjurat de o sferă protectoare, luminoasă. Devenise imponderabil. Era învăluit de o bună mireazmă venită din altă lume. Anchetatorii îi puneau întrebări cu duiumul, Octav răspundea, fără să știe exact ce răspunde. Și în tot acest interval temporar, inima lui cânta rugăciunea lui Iisus. La sfârșitul anchetei, plutonierul, care asistase la ea, i-a mărturisit: șefule, dacă ar fi numai 1000 de inși ca dumneata în țara asta, praful s-ar alege de securitate. Pentru comuniști, Octav a rămas pe veci un dușman al poporului ireeducat, el refuzând avansurile securității de a-l face informator și de a-l trimite cu diverse misiuni în Franța. De aceea, pentru mine, el este un erou. Într-o epocă a coloanelor vertebrale curbate, Octavian Anastasescu a rămas un om drept, deranjant pentru unii de vertical. Întâlnirea cu Octav se face pe cete de neșters, care îți imprimă odată pentru totdeauna sufletul. Octav este genul acela de om pe care l-ai sunat la miezul nopții când toți ceilalți dorm. Ai vrea doar să-i auzi vocea calmă, întotdeauna egală cu sine. Dacă ai face-o, te-ai convinge că Octav, santinela lui Hristos, stă de fază la cumpăna vremurilor și a duhurilor. Ai simți nevoia să te cațeri în foișorul său de veche și să rămâi tăcut și treaz lângă el pentru un timp sau poate pentru o veșnicie. Vă recomand cu căldură această carte interviu, adică este un interviu pe care l-a luat Danion, care constituie de fapt, să zicem, coloana vertebrală a cărții, dar pe lângă interviul ăsta autobiografic, există și multe alte mărturii despre Valeriu Gafencu, date de părintele Arsenie Papaciuc, de părintele Iustin Pârvu, la sfârșit aveți și acatistul noului mucenic Valeriu Gafencu. Domnul Octav Anastasescu este unul din puținii oameni care pot influența tânăra generație.
O să vă spun câteva cuvinte și despre a doua carte a lui Sergiu Ciocârlan, care pentru mine este o surpriză. De ce? Pentru că este un om tânăr, născut în 1979 în Brăila, este profesor de limba și literatura română, are chiar doctorat în filologie cu teza Sensul tradiției în proza lui Ioan Slavici. Un intelectual de calibru care, paradoxal, minunat, chiar, manifestă un viu interes pentru spiritualitatea românească. Cartea aceasta, România furată, raportul comisarului european Samuel Shake, este răspunsul concis la lista nesfârșită de dileme și de nelămuriri în care sau printre care se mișcă mințile și sufletele noastre atunci când ne punem întrebarea de ce România de astăzi nu mai este o Românie normală. Titlul mi se pare extraordinar. România furată. Ca și cum am avut o Românie, cineva ne-a furat-o. Noi intuim cine, dar nu cunoaștem nici motivele pentru care România ne-a fost furată, nu cunoaștem nici mijloacele, cum ne-a fost furată. E, ambele răspunsuri le veți găsi în această carte. Vă recomand și celelalte două volume apărute la editura Reopag. Prima, Jertfa unui preot mucenic, Miercurea Patimilor, care este propriu-zis un roman despre un părinte aproape necunoscut, Rizea Dobre, un părinte mărturisitor. Iar al doilea volum se cheamă Fără frică, despre curajul mărturisirii lui Hristos. Cartea România furată are, nu întâmplător, pe coperta interioară, următorul citat din Mihai Eminescu. Disprețuind biserica noastră națională și înjosind-o, atei și francmasoni cum sunt toți, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta națională. Disprețuind limba prin împestițări și prin fraziologie străină, au lovit un al doilea element de unitate, disprețuind datinile drepte și vechi și introducând la noi moravurile statelor în decadență. Făcând asta, ei au modificat toată viața noastră publică și privată în așa grad încât românul ajunge a se simți străin în țara sa proprie. Odinioară o biserică, plină de oameni, toți având frica lui Dumnezeu, toți sperând de la el mântuire și îndreptându-și viețile după învățăturile lui. Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără muncă și după plăceri materiale, a omorât sufletele. Ai zice că au fost scrise de Mihai Eminescu astăzi. În încheiere, pot să spun evenemoște. Avem rugămintea ca să nu mai vină nimeni pe scenă, veți avea răgazul să cinstiți prin sărutare, numai prin sărutare, nu prin punerea mâinii pe Sfintele Moaște, deci veți avea răgazul la sfârșitul conferinței să vă închinați toți, așa, și al doilea amănunt e legat de cartea Ava Iustin, așa, care va fi dată celor care, și celor care au venit mai târziu. Vă mulțumesc mult! Dragostea și răbdarea de care ați dat dovadă vreme.